Bună dimineața! Este luni dimineața, copilașii sunt aici să joacă. Hei! I'm making food. Încă sunt îmbrăcați în pijama. Da, și-am mâncat banana bread. Nu vă spun ce-i sub masă. Am decis astăzi să nu mergem nicăieri. Am decis să nu mergem astăzi nicăieri pentru că e cam dezastru în casă. Și am decis să stăm acasă. Vreau să fac curat un pic, să șterg masa asta bine pe la toate marginile și să aspir bine pe sub masă și să spăl pe jos, pentru că trebuie neapărat să spăl pe jos și altfel nu reușesc. Adrian lucrează mult mai mult săptămâna asta, așa că sunt cam numai eu acasă cu copiii și nu pot să-i mai cer lui după ce lucrează atât de mult când vine acasă să facă el atâtea. Așa că am decis mai degrabă să stau acasă astăzi. Nu-mi place să lipsesc de la activități, dar am nevoie să termin treaba asta. Am spus că încep aici, pentru că dacă nu încep aici cu voi vlogul, este posibil că o să uit să încep. Așa că trebuie să-mi intru într-un ritm înapoi și vă țin cu noi. Vedem. O să ieșim, cred, un pic la plimbare. N-am mai fost de ceva timp pe la canal. Astăzi biblioteca nu este deschisă. Așa că nu pot să merg la bibliotecă. M-aș fi dus. Dar o să merg, cred că să ne plimbăm un pic pe la canal. Dar după ce facem curat întâi, cred că întâi facem curat, pentru că dacă nu mai apucăm. Asta e prioritatea. Și mai am de pus lucruri la loc. Trebuie să duc alea în pod. Trebuie să duc asta în pod. Trebuie să dau alea astea jucăria în articota acolo. Asta e gunoi. Și multe altele prin casă. Așa că vă țin cu noi. Și veți avea o zi mai busy cu noi. Bun, hai să începem ziua. Zayden, dai cu aspiratorul? Da.
Wow, toată lumea face curat. Lasă, tu joacă-te acolo. Gata? Mina. Ia să vedem dacă îi place. Băi, dacă vrei, dacă nu vrei, dau lui Jaden, că lui Jaden îi place. Uite, stai să vedem la Jaden. Și nu țipați, că am pentru amândoi. E bun? Că dă mama la amândoi. Do you like it? Da, yummy. Are you sure? Yes, yummy. Oh. Mai vrei, Jaden? I know, because it's so yummy. Îți mai dă mama. Nu mai gata? Mergem la magazin? Da, mergem ca să luăm hârtie igienică? Am fost copii la magazin pentru că mai îmi trebuiau încă două perechi de pantaloni pentru Jaden. Am nevoie de mai multe, a crescut foarte rapid și aveam nevoie de șosețele, așa că am luat o pereche, de fapt o confecție cu 5 perechi pentru Emma și 5 perechi pentru Jaden, așa cu cele pe care le am, ne ajung. Aici Adrian, asta e treaba lui Adrian în fiecare seară, așa-i? Da. Da. Acolo aragazul. Și aici i-am lăsat să strângă. Acolo am făcut mâncare de fasole în seara asta. Ai zis că a fost bună. Tu ai terminat detoxul azi. Ia zi, Iulia, cum te simți? Mă simt mai bine. Mai slab. Mai slăbit. Aproape 3 kg și tu ieși. Hai, vedem mâine, că mâine e dimineață când cântărești, îmi spui și nu pădăm rezultatul. Da. Da. O zis lumea că le-a plăcut că ai vloguit. Da? Da. Am vloguit, am vorbit. Da. Ai vorbit. O zis lumea că te pricepi la vorbit. Da. Mai vorbești de acum, nu? Da. Bun. Te las să-ți faci treaba și eu mă duc să lucrez acum o leacă. Fac treaba. Aici am o oră de treabă. Și după venim și vedem minunea care-i lăsat-o, da? Bun. Poate cineva se întreabă ce face Adrian acolo. Jobul meu, fiecare seară, spăl bani.
Ok, am terminat și vasele de spălat. Ia să vă arăt. Astea sunt vasele. Stau toate la uscat. Ok. Mi-am terminat misiunea pe seara asta. Mai am ceva? Mi-am de aruncat gunoiul. Da, se rezolvă imediat. Bun. Pa, pa. De obicei mi-e usupărul cu fionul după ce mă spăl pe el, dar în seara asta am vrut să îl îndrept cu placa după ce s-a uscat deja un pic și am vrut un pic să fie mai diferit, așa că am făcut lucrul acesta, dar nu o fac mereu pentru că nu vreau să îmi ard părul prea mult. O să încheie aici vlogul de astăzi. Este un vlog mai scurtuț. Cred că trebuie să intru iarăși în ritmul acela de a filma mai mult timpul zilei și a editat deja seara. Deja acum l-am deja filmat vlogul, așa că dacă deja l-am filmat, altfel îl voi avea deja încărcat mâine și nu o să am telefonul folosit pentru aceasta, așa că o să pot să filmez mai mult mâine. Trebuie să duc pe Emma și pe Jay de mâine la grădiniță. Mi-aș dori mult să nu duc mâine, nu știu, am așa sentimentul ăsta că mi-ar place să țin acasă. Dar o să vă mâine dimineață. Și da, azi a fost a 8-a zi la detoxifiere pentru mine. Mă simt bine, mă simt foarte bine și Adrian se simte foarte bine. Da, nu știu ce să zic. În general sunt ok, sunt mulțumită. Sunt foarte mulțumită de faptul că văd lucrul acesta la centimetri, în special la burtă. Mai mult decât ceea ce vezi pe cântar, eu cred că este cum te simți tu și dacă pierzi în centimetri te vei simți foarte, foarte diferit. Și asta cred că oferă acest pachet de detoxifiere față de toate dietele pe care le-am ținut până acum. Sunt tentată să încerc și alte tipuri. Voi avea pachetul de slăbit care este de la aceeași firmă cândva săptămâna aceasta, cred că va ajunge și nu plănuiesc să-l încep acum. Sper să mă pot abține, să aștept să-l încep la începutul februarie, dar o să văd și câți dintre voi sunt cei care vor să mi se unească la acel set. Dacă vreți să vă uniți, să ținem acel set de slăbit împreună, atunci o să vă aștept. Dacă nu, probabil o să-l țin singură pentru că vreau să continui. Eu nu sunt gata cu acest percurs al meu. Vreau să continui, vreau să ajung acolo unde mi-am propus. Nu vreau să mă forțez foarte mult. Nu vreau să forțez mai mult decât poate corpul meu poate face, pentru că deja am făcut foarte mult. 4 luni, dacă mă uit la diferență și o să vă pun aici să vedeți, este foarte mult. Văd, mă simt diferit, da, mai am de dat, încă simt lucrul acesta, dar pot să simt o diferență masivă în corp. Puterea mea pe care o am este mult mai multă, mă simt mult mai odihnită, am altă stare de viață, da, am și momente când mă simt mai jos, poate mai... Dar astea cred că le are fiecare și depinde și de cum ești tu emoțional, nu depinde neapărat doar de modul în care te simți în corp, dar în general cred că această schimbare a fost o schimbare foarte bună pentru mine și ceva foarte pozitiv și nu numai pentru mine, pentru că atunci când eu investesc în mine și mă simt eu mai bine,
Eu cred că automat investești și în familia ta, în cei din jurul tău, în prieteni, pentru că tu, dacă tu te vei simți mai bine, îi vei influența și pe cei din jurul tău și îi vei ajuta oarecum prin starea ta de spirit, prin faptul că poate nu se mai îngrijorează așa de mult pentru tine, văzând că poate ai anumite riscuri de probleme de sănătate. Nu știu, cred că 100% pentru mine a fost lucru pozitiv să încep și nu mă voi opri aici. Vreau să ajung unde îmi doresc și vreau să învăț, mă mențin acolo, așa că dacă și tu ești într-o călătorie similară, eu te invit să rămâi cu mine, să mă urmărești și să distribui acest material și la alte persoane care poate au nevoie de o încurajare de genul acesta, pentru că se poate. Poate nu ai să ai rezultatele mele, poate nu în același timp, dar eu sunt sigură că le vei avea și în timp, dacă te uiți, ai să vezi o creștere, o creștere a ceea ce ți-a dorit, nu o creștere în greutate. Vei vedea o scădere în greutate, dar o creștere la cum ești tu înăuntru tău, la caracterul tău, la a învăța mai bine, să te hrănești în mod diferit, să-i faci exerciții care sunt bune pentru tine, să-ți creezi un stil de viață, pentru că nu pentru toată lumea, poate stilul meu de viață va fi cel potrivit, cel mai potrivit pentru tine. Poate ai să găsești unele lucruri pe care eu le fac, care se vor potrivi și la tine, dar poate vor fi unele pe care nu ai să poți să le incorporezi în stilul tău, în viața ta, în familia ta, și atunci trebuie să găsești toate cele lucruri care te vor ajuta să te menții sănătos și să slăbești, dar care se potrivesc pentru tine. Și sper că vei găsi unele lucruri și din experiențele mele și cel puțin sper că vei fi motivat să dorești să găsești un stil de viață sănătos și asta cred că va influența. Asta vreau să spun, și astăzi am făcut gimnastică cu Emma și cu Jaden și mă bucur așa de mult să-i văd că fac și ei gimnastică cu mine. Încearcă să copie toate exercițiile și mă gândesc că lucrurile astea o să și le aduc aminte și atunci când o să fie mai mari, sper să le intre acest lucru în modul lor de a fi, de a face ceva exercițiu în fiecare zi și a se menține sănătoși și sper să pot din ce în ce mai mult să influențez, să aibă și o alimentație mai sănătoasă, să schimb eu unele mese ale lor, să le schimb cu ceva mai sănătos. De exemplu, banana bread mi-a plăcut foarte mult ca și rețetă și este una care am pus foarte puțin zahăr în ea. Deci foarte, foarte puțin zahăr. Am pus și era zahăr de cocos, care are foarte puține calorii. Și mi s-a părut o rețetă super, pentru că la copilașii mici ce obțin le-a plăcut foarte, foarte mult. Și atunci m-am gândit cu Adrian că o să le mai facem, decât să le cumpăr eu brioșe sau croissant sau chestii de genul acesta, o să le fac eu banana bread mai sănătoasă și mai bună și are și banane înăuntru, așa că este mult mai ușor. Da, asta am avut de spus aici. Trebuie să-mi reintru în ritm, asta este clar. Să filmez un pic mai mult, dar cred că după perioada de vlogmas încă mi explorez așa un pic cum vreau să filmez și ce vreau să filmez și câteodată parcă să-mi reintru în mână după câteva live-uri făcute așa, parcă nu mai îmi reintru în cel normal, dar da, știu că durează un pic să mă refocusez spre ce vreau să fac și să lucrez în aceasta, să vă oferim un conținut bun. Dacă ați văzut astăzi și Andy a spălat vasele și el a fost de acord să fie în video așa, în felul acesta. Fiecare ajută cum poate în casă. Eu făceam alte treburi, Andy spăla vasele, apoi am spălat pe jos, pus rufe, n-am mai pus, nu am luat cu mine să filmez când puneam rufe pe sârmă sau când strângeam. În fine, am făcut foarte multe treburi astăzi. Iar văd că Adrian prinde curaj și mai filmează și el aici, colo, mai vorbește și el. Mă bucură pentru că
devine din ce în ce mai mult un lucru de familie. El spune că eu îl motivez prin ceea ce fac și nu l-am întrebat eu dacă vrea să filmeze sau nu. Asta a venit de la el, ceea ce mă bucură, dar îmi place când ceea ce fac eu devine ceva care putem să facem cu toți împreună și chiar îi spuneam lui Andy astăzi că poate o să fie prieteni sau persoane în jurul lui care o să gândească că familia lui e ciudată sau el e ciudat pentru că noi suntem ciudați, pentru că facem YouTube sau pentru că ne împărtășim în anumite feluri online. Și i-am spus lui Andy să ține mereu minte să nu fie rușin de lucrul acesta, pentru că noi nu facem un lucru urât, nu facem un lucru rușinos, nu facem un lucru de care să mă ascund, ci să fie ok cu lucrul acesta. Adică dacă sunt persoane care nu pot să înțeleagă lucrul acesta și nu pot să-i fie prieteni din cauza aceasta, înseamnă că acele persoane nu merită să fie prieteni lui. Nu pentru că s-am confruntat el cu cazuri de genul acesta, dar m-am gândit să am discuții de genul acesta. Câteodată am discuții cu Andy despre anumite lucruri pe care le doresc discutate cu el ca să știe din timp anumite poate situații care se poate întâmpina și am gândit la lucrul acesta pentru că știu că și eu am întâmpinat persoane care poate nu au înțeles și poate care încă nu înțeleg de ce doresc să împărtășesc viața noastră, de ce doresc să împărtășesc anumite lucruri și este ok să nu fie de acord toată lumea cu stilul tău de viață, cu ceea ce faci, cu alegerile pe care le faci, dar pentru noi este o bucurie, o plăcere, Adrian este ok cu lucrul acesta, chiar îi face plăcere și el a fost de acord cu tot ceea ce împărtășesc, el mereu știe și nu... Este ceva care împreună suntem bucuroși să facem și ne bucurăm să împărtășim cu voi cărora vă place să ne urmăriți și o vom face atât timp cât ne va face plăcere și cât voi ne veți urmări. Nu ne vom opri, dar da, nu vom lua foarte mult în seamă pe cei care nu reușesc să înțeleagă lucrul acesta și să vadă ceva negativ, pentru că nu avem nevoie de, mă gândesc fiecare în viața noastră, nu avem nevoie de persoane care să ne spună doar lucruri negative și lucruri care nu sunt bune și ceea ce văd ei că ei n-ar putea să facă sau lucruri de genul acesta și nu pot să accepte că tu poți să faci ceva diferit și pentru tine este foarte bun poate acel lucru. Da, așa că pentru noi asta i-am spus lui Andy și sunt sigură că el o să continue să aibă prieteni buni care o să înțeleagă că asta este ceva ok și da. Cam asta am avut de spus. Nu știu cât de mult a ieșit din vlogul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, scrieți mai jos. Scrieți-mi ce v-a plăcut cel mai mult de la vlogul de astăzi. Sunt curioasă dacă vă uitați la tot vlogul de astăzi, ce parte v-a plăcut. Și da, ne vedem în vlogul de mâine și vedem ce ne rezervă și ziua de mâine, ca în fiecare zi. Este o zi nouă, noi provocări, noi lucruri de făcut, așa că așteptăm și mâine pe canalul nostru. Pa, prieteni!